Evenimentele. Ai fost într-un top sau anul trecut, în 2021? 2021, da, da. Cu mulți candidați. Da, cu foarte mulți, foarte mulți candidați. Am fost... Dentistul anului, sau cum se cheamă? Da, am fost selectat, am intrat în finala pentru Best Dentist Private Award, cel mai bun dentist al unui Best Anglia? Young Dentist în Anglia, da, 2021. Da, la categoria până în 33 de ani. Scuze, până în 35, da. Mulți erau 20.000 de oameni, sau nu? 15.000, sunt foarte mulți, sau, sunt da? Foarte mulți, da. Și da, astea sunt din toată Anglia. Ce spun clienții, sau cum se face? Deci, practic, a trebuit... Sau? Da, am avut un dosar. N-au selectat, că a trebuit, e ca și cu semifinală, te selectează și apoi ajungi în finală. În baza cazurilor clinice, am trimis un dosar cu cazuri clinice înainte, poze înainte și după, videouri cu cazuri cu pacienții. În baza review-urilor, da, recenziilor pacienții, încurajăm pacienții să ne lase pe internet, pe site-ul clinic și inclusiv că sunt fericiți, nu sunt fericiți, da. Acceptăm să ne lase un review. Mulțumesc domnului, da, sunt review-uri bune. Ai steluțe, da, multe. Da. Apoi statement-uri de la pacienți, au selectat din pacienții de la clinică, au selectat anumiți pacienți, le-au trimis e-mail-uri ca să confirme. Să nu fie așa niște nume. Da, da, da. Pe ultimii 5 ani au luat cu toți angajații, toți colegii, cum am fost. Tu lucrezi tot acolo, deci din prima zi, tot în clinica aia? Da, da. M-am mutat la o altă clinică, am lucrat 5 ani și jumătate la o clinică. Apoi, după sarcină, am vrut să mă duc la o clinică mai sus un pic, să mă dezvolt. Nu mai ai timp și cu practica și cu copilașul, dar din ce vezi tu, ei fac sport? Fac. Dimineața, parcurile sunt pline, ei alargă la prima oră, fac sport. Deci în fiecare parc de avem... la muncă... Da. Da, mai ales înainte de a pleca parc. La muncă se duc. Acum, știi, tot așa pare o poantă, da, dar nu este, trebuie să ai parcuri. Avem multe. Foarte multe, vegetație foarte multă în Anglia. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte fericiți pentru copii, pentru noi. Este bine, da, și este dimineața, diferit. Deci, cum ai spus tu, se scoală la 6. Da, chiar și mai devreme de atât. Chiar și mai devreme și de la 6. Da, da, da. Vezi, fac noi mișcare. Asta n-am avut-o niciodată. Da. După care sunt alții care merg la sală. Exact. Bine, și la noi a cam început. Da, da, da. Cam început. Bine, se duc și după lucru, dar de preferat înainte. Eu cel puțin prefer să mă duc înainte de muncă. Multă lume mă întreabă, dar nu ești obosită, nu-ți tremură mâna când lucrezi, dacă te duci să faci antrenament înainte. Nu, din contră, fizic, mă simt mult mai bine să mă duc înainte. Ei sunt grăsuni, sunt americani, ia de-i vedem, noi n-au legătură. Nu, într-adevăr, le place, da, da, mâncarea. Tuturor. E micul dejunul care este... Da, English breakfast-ul, care îl au. Da, 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 da. A, dar acum nu mai e la ei. A fost Paștele, gata. Nu mai țin. Da. Ei țin da. Post? Nu zi pacienți de post. Nu. Din punctul ăsta de vedere, da. Nu există, da, că nu mâncăm aia, nu mâncăm nu, aia. Nu au restricții, absolut deloc. Mănâncă absolut orice, da. Dar cu toate astea fac mișcare și asta da, contează. Da, fac foarte multă mișcare și apreciez, da. Și... E de vreme, da, te-ai interesat sau ai auzit unde ai putea să-l dai? Adică, să zicem că... Da, la clubul unde ne ducem noi, este un club foarte bun și pentru adulți și pentru copii. Deja am început lecții de înot cu bebe, este micuț, bun. Dar da, aș vrea să fac tenis sau înot. Da? Da, la gimnastică. Nu. Este mult, dar pentru băieți, nu. Nu. Un tenis ar fi frumos, dar pentru el. Fotbal, că asta ne interesează pe noi băieți. Fotbalul. Adică i-ați aruncat o minge așa în față să vezi cum dă în ea, cum lovește cu stângul, da, cu dreptul. Da, da, în okay? Sâmbătă, duminică, e frumos să ne jucăm. Bun. În parc și un fotbal. Dați-mă da, mică dar, la fotbal, că notul nu face nimic, să dezvolt armonios, dar... Își dezvoltă da, corpul foarte dar frumos. Dar pe la 5-6 ani... La fotbal. Deci o lovește, cum zicem noi, pe... A început deja să lovească chiar foarte bine. Bun. Da. Dreptaci? Da. Adică nu dă cu stângul? Dreptaci, sau... dreptaci. Da, da, da. Am dreptaci. Înțeles. A început, prima oară când am mâncat cu stânga și sau noi amândoi suntem speriat. Dreptaci și zic, dacă o să fie stomatolog, atunci o să fie problemă, că e mai greu să lucrez cu pe partea stângă. Uite cum, vezi da? Cum gândești tu, prin natura profesiei? Da, ce da. Facem cu stânga?
Exact. Și zic, nu-i problemă, îi cumpără mama un scaun pe partea... Râdeai de părinții tăi în sensul că, ce, uite că mi-au zis să nu mai fac aia, dar asta seara cu micuț la 2 ani deja te-ai gândit că-i pe stânga. Și noi încercăm să-l canalizăm, da. Dar automat, el da. o să-și aleagă ce... Dar în oraș e nebunie cu sportul, cu echipa aia de fotbal, de ziceam noi, adică sâmbătă, duminica se văd da, așa să... Da. Și noi, de multe ori, da? ne ducem. Păi spune-ne așa, nu oamenii din oraș. Voi vă duceți? Da, ne ducem inclusiv în Manchester. Da, ne place. Ai fost și la United și la... Da, am fost. Și la City? Da, soțul meu este mare fan și când cu cine, avem cu timp... Cu United liber... sau cu City? Cu United. Cu United. Da. Ia uzi, avem salutări din Milton Keynes acum, să uit oamenii de acolo, da. Avem salutări pe internet. Probabil că e vreun pacient. Da, nu? Sincer, pe această cale îmi salut toți pacienții și le mulțumesc că îmi calcă pragul. Români mulți acolo? Foarte mulți români, da. De exemplu, am pacienți în Milton Keynes, am înregistrați în clinică la peste 2000 de pacienți români. 2000 de pacienți români? Peste, da. Da. Vin din toate colțurile Angliei, da. Le este mai ușor să vorbească în limba, da. E și greu să explici. Cred că au și încredere în medici, că avem medici stomatologi, da. Mai sunt români acolo? Adică medici stomatologi? Recent au început să vină, da. Cred că am fost primul medic stomatolog, da, în Milton Keynes. Adică ar trebui să fie o bucurie, dar era zic ce bine. Noi ne bucurăm. Avem niște planuri de viitor. Deja începem să deschidem o clinică. Am deschis deja clinica. Da. Încă suntem la faza de... Am trecut de aprobări. Am comandat scaunele. Cabinetele încă sunt în formare. Românii, medicii. Vă zic sincer, da. Da. Orice medic stomatolog, nu neapărat stomatolog, de orice natură, pe parte medicală care ajunge acolo, suntem, nu că suntem peste, dar avem altă perspectivă, tratăm altfel pacienții. Foarte tare asta. Da. Facem mai multe investigații clinice. Dar ei sunt un pic superficiali de multe ori. Sau, bine, acum acolo și cabinetele astea la noi. Depinde... de zone, depinde de clinici, dar vă zic sincer, dotările și cabinetele pe care le avem în țară sunt mult superioare celor din Anglia. Pe bune? Da. Deci avem și medici. Ei nu pun preț pe cât de luxoasă este clinica. Vilă da, veche. Nu. Pe ei interesează să le calce pacientul, cât mai mulți pacienți. Dar vezi ce paradox este aici? Deci avem medici mai buni, dotări mai bune și totuși, pleacă afară. Da. Da, și adică se rupe filmul undeva. Toți plecăm din punct de vedere financiar. Financiar, într-adevăr. Vă omoară impozitele? Taxele, da. Taxele. Da, plătim, ca medic stomatolog, plătesc 40% din ceea ce... Din orice? Din ce? Din câștig. 40% din câștig pe an, da. Este foarte mult. Hai, nenicule, și atunci, în România, da, exact, noi... asta îmi spune așa, Elena, de ce nu vii acasă, tată? E mai bine aici. 40%? 40%. Într-adevăr, din acei 40%, din... da, se deduc. Avem deduceri. Da, un telefon, un... Dar condițiile alea, pentru cei care ne privesc, am mai vorbit lucrurile acestea, așa sunt ca în filme, adică, Doamne ferește, ți se întâmplă ceva, ești cu impozitele plătite la zi, cu toate taxele, beneficiezi de servicii senzaționale? Nu pot să spun că sunt... Nu, servicii, de exemplu, să spun generale, medicină generală. Avem un medic de familie, cum suntem și aici înscriși la medicul de familie, totul este gratuit. De exemplu, eu pe timpul sarcinii n-am plătit absolut nimic, totul a fost acoperit de către stat, sarcina la fel. În baza taxelor și impozitelor plătite. Da, bun. Exact. Da. În spital am fost tratată foarte bine. Spitalul cade pe tine, nu? Nu. Bun, că aici e problema. Sunt păreri pro și contra, de exemplu, cu Anglia și cu... Eu unde am fost foarte mulțumită. Nu pot să le găsesc. Singurul lucru, de exemplu, am fost foarte mulțumită, s-au comportat. Acum nu cred că s-au comportat cu mine mai bine doar din cauza că știau că sunt medic. Cred că așa cu fiecare pacient. Ei se comportă la fel și asta apreciez acolo. Nu este că ai un statut și îți oferi un ajutor diferit. Nu. Ei tratează pe oricine. Ți-e greu să te mai torci în România? Adică să te gândești la... Acum, dacă din moment ce ai spus că faceți investiția mai departe, din moment ce ne-am stabilit... Vă zic sincer, m-aș întoarce. M-aș întoarce, că tot aici mi este sufletul și familia. Și soțul?
Soțul ei îi place România. Îi place îi România, place? Da. Oh. El a terminat facultatea Ovidius de stomatologie în Constanța, oh. Deci, da. Mănâncă tot ce mâncăm, adică... Absolut orice, da. Gătim ciorbițe, gătim absolut orice acasă. Veniți, venicule, înapoi. Da, da. Ne-am obișnuit cu sistemul de acolo. Da. Ne-am obișnuit... Da, este... Mai bine să spun pus la punct, nu atât de multă birocrație cât avem în România. De exemplu, ne trebuie un document semnat, ceva să rezolvăm, un singur ghișeu, acolo ne-am dus, acolo s-a rezolvat. Nu mergem... Da. Pacienții, de exemplu, din punct de vedere stomatologic, ei vin la fiecare 6 luni, la un control și un detartraj. Am copii începând de la 8 luni, 9 luni, care mi-au o altă cultură. Normal, nu au probleme când sunt atât de mici, dar vin să-i obișnuiască, să se joace în cabinet, să nu prindă frică de medicul stomatolog. Da. De albinița exact, da. În Anglia, fobia de dentist este destul de mare comparativ cu, da? Cu România. Da, ei când auzi gomotul ăla. Da. Și chiar am foarte mulți pacienți care de la început mă întreabă, putem să facem cu sedare ca să nu da. Să doarmă. Da. Da. Da, 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 da. Direct. Da, Bună ziua. Da. Da, după ce trecem de consultație atunci. Da, întotdeauna pacientul vine, ne calcă na, pragul, facem o consultație, un plan de tratament și apoi o să decidem. Cu 45 de minute? Atât de repede. Ce sățurăm? Sănătate. Între două sărbători, nu? La ei? Da, da, da. Cred că sănătate și... Pacienți mulți? Pacienți... Se urează asta sau nu? Să fie acolo. Ne rugăm da, de rău da, altora, da, dar mulțumim, să treacă pe acolo. Da. Înainte să închidem, doar vreau să-i mulțumesc că am asistenta mea, Sonia Hora, care este asistentă româncă. Da, o am acolo, acolo ne-am cunoscut, nu ne știam dinainte. Foarte aș dori să-i mulțumesc pe această cale părinților, care m-au ajutat foarte mult, că datorită lor m-au ghidat, și socrilor, care mama soacră. Să rămână mama soacră. Da, mama soacră Calia și papu Pano, ca așa îi spunem, este tata socru. A lor. Soțul meu este jumătate albanez, jumătate grec. Mâncăm foarte multă mâncare grecească. Da, bună? Da, foarte bună. Mama soacră este de nota 20. Ghiros, să trămesc, avem și noi. Elena, mii da. De mulțumiri. Să rămână, și eu vă mulțumesc frumos. Noi. Drum bun când pleci acum acolo? Da, mâine dimineață avem avion. Și bebele aici? Da, este cu noi. Este a fost la Adame, da, zis. Da, am fost la munte. Și direct în direct la muncii. Lucru. Direct la lucru. Nu mai merge da, cu... Da. Vă mai opriți? Da. Nu vă opriți de Paștele nostru, că ei mai au treabă. Nu ne oprim, da, da. Ținem legătura când deschidem. Și atenție mare, nu se știe niciodată, poate deschizi acolo un club de sărituri cu prăjină. S-a auzit că, domnule, ce a făcut românca de a fost invitată. Sperăm. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc. La revedere. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine, 10:30 de minute. Numai bine, la revedere. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai așa, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!